Institutul Național de Statistică ar anunță o creștere economică de 7%, o cifră fulminantă, doamnelor și domnilor, dragi români, o cifră pe care nici China nu a reușit să o atingă în ceea ce privește creșterea economică. Acum, fie vorba între noi, chinezii sunt vreo 2 miliarde și probabil din cauza aceasta, n-au reușit cifra demențială. Dincolo de asta, însă, trebuie să vă spun că afară e vopsit țigardul, înăuntru leopardul își face de cap. Cred că nu-s părinții acasă și a dat-o în petrecere, pentru că iată, rata inflației a crescut la 4,3% de la 3,3%. Euro sare și se pregătește, iar analiștii economici ne spun că euro va ajunge aproape de 5 lei, iar dincolo de asta aflăm cu stupoare că avem o datorie externă de 90 de miliarde de lei. Și dacă mai vreți unul singur, da? Anume faptul că importurile în România au fost covârșitor peste exporturi, ceea ce înseamnă că, de fapt, acest consum în creșterea economică este un colos cu picioare de lut. Cu mine în studio avocatul Andrei Necea. Bun găsit, domnule avocat, jurnalistul de investigații Cătălin Antohe. Bun găsit, Cătălin Antohe. Cea mai mare creștere economică din 2008 până în prezent, anunță cu sârle și trâmbițe, iată, Institutul Național de Statistică. Dar, atenție, nuanțat, pe la capătul din urmă a știrii, se spune că ce? Stai puțin, că totuși e bolnăvicioasă creșterea asta economică, căci ea se bazează pe consum. Cum spuneam, importurile au fost covârșitoare față de exporturile României, rata inflației a crescut. Facem pariu pe această cale, domnilor, că undeva la orele după amiezii, cineva ne va anunța din onor arcul guvernamental că România duduie și că e bine, ca să nu fie rău? Absolut, precum Călim Popescu-Tăricianu în 2008, chiar înainte de criză, da? Într-adevăr, o creștere economică bolnăvicioasă pe care aș asemui-o cu Caritasul. Deci în momentul de față se stimulează consumul, implicit se încasează taxe mai mari din TVA la buget, dar toată acest bulgăre de zăpadă se va rostogoli împotriva noastră, nu în favoarea noastră. În momentul în care deficitul comercial este atât de mare, este cel mai bun indicator că creșterea economică a României este bazată pe consum. Da? Crește consumul, cresc importurile, nu stimulăm producătorii din România, vom rămâne încet încet fără ei. Orice face acest guvern cu producătorii din România, îi taxează în continuu suplimentar, da? Avem o mare problemă și e tot împotriva noastră. Da, uite, oamenii vor citi doar titlul știrii sau, mă rog, primele cuvinte din declarație. Va ieși probabil Viorica Vasilica Dăncilă și ne spune, iată, guvernarea PSD a dus la o creștere economică de 7%, cea mai mare din 2008 până acum. Și spuneam, pentru că am căutat statistici, oameni buni, nici China, de-aia de muncesc non-stop și mănâncă două boabe de orez, nici China nu a reușit o creștere economică acum, ea fiind, de fapt, națiunea cotată cu creștere economică cea mai mare din lume în momentul de față. Și atenție, despre ce vorbim? Pentru că ei o să vorbească despre o creștere economică, dar, de fapt, noi plătim mai mult. Prețurile la alimente au crescut cu aproape 4%. Prețurile la produse nealimentare au crescut cu 6%. Deci este clar că avem o creștere bolnăvicioasă, Andrei Necea, și că, de fapt, noi avem mai puțin bani în buzunar. Și culmea, creșterea asta, un singur amănunt, se bazează cumva pe faptul că au fost niște măriri relative de salarii, iar oamenii în capul lor au cheltuit mai mult și s-au dus bani, dar pe alimente și produse din import. Te rog. Creșterea economică este fundamentată foarte mult pe reducerea TVA-ului și pe anumite creșteri salariale, reale, foarte reale în anumite sectoare ale economiei. Însă, în momentul în care ai un deficit al balanței de plăți care se accentuează, o asemenea disproporție între importuri și exporturi, nu ai cum să eviți o eventuală criză. Ultima dată când bunăstarea s-a urcat pe noi, a urmat o criză care a lovit extrem de mulți români. Așa se întâmplă și acum. Pentru că românii sunt un popor care consumă și consumă, din păcate, din importuri, pentru că în țară nu producem absolut nimic. Cum să meargă economia din moment ce investițiile cresc? Din moment ce avem 745, cred, de kilometri de autostradă, nu se investește în infrastructură, nu investim în niciun sector al economiei, importăm și consumăm pe baza unor creșteri salariale complet nesusținute economic. Dar și susținem totuși, culmea, susținem alte economii, pentru că economiile
străine, până la urmă. Importăm foarte mult. Deficitul comercial este de 120%, da? Păi, vorba lui Cătălin Antohia, el nu știe, o să moară, că nu o să mai poată produce și... Da? Aș recomanda două comparații. Prima dintre ele pe care am enunțat-o deja, chiar dacă relative, nu putem avea comparații absolute. Prima dintre ele este cea cu România din vremea guvernului Tăriceanu. Ce am avut atunci? Mai mulți oameni angajați în sistemul bugetar, salariile crescute, creșterea consumului și a urmat criza. Al doilea exemplu. Care este țara care are mai mulți angajați în sistemul de stat bugetar cu salarii mult mai mari decât în sistemul privat? Grecia. Țineți cu toții minte ce s-a întâmplat cu Grecia. Ne aducem aminte, nu? Noi nu o să avem o Germanie exact ca... acel model. Noi nu o să avem o Angela Merkel, o Germanie care să vină automat și să investească miliarde de euro să ajute economia. Noi ne ducem praf, iar cred eu că celor din Uniunea Europeană și nu mai le convine faptul că noi avem deficit comercial și că susținem importurile, pentru că asta îi și interesează pe ei. Asta îi interesează pe ei. Da. Importuri care generează categoric o inflație prin cerere. Creșterea cererii garantată înseamnă creștere de prețuri. Deci asta înseamnă scăderea puterii de cumpărare și o vom vedea progresiv, poate chiar accelerat în următoarele luni. Da, da. Și oamenii, dacă asta ce ar trebui să înțeleagă? Că eu vin acum și spun, să zicem că sunt... purtătorul de cuvânt a unui ministru, de, al economiei, să zicem, da? Al domnul Andrușcă. Și zic că, dragă națiune, raportăm pe această cale, am înregistrat o creștere economică de 7%. Păi românul nu-și freacă el mâinile acum și zice, wow, vine bunăstarea și poate nu mă găsește acasă, ia să stau eu acasă pe la 4, 4 jumate, că dacă vine bunăstarea peste mine. Și după aceea el își dă seama, românul, când umblă la portofel, își dă seama că de fapt rămâne mai repede fără bani. În ciuda tuturor creșterilor salariale, da? Pentru că și euro se pare că va sări foarte tare. Și nu uitați, toate facturile sunt calculate în euro. Opa, despre ce vorbim? Deci, ce ar trebui să înțeleagă românul, domnilor? Românul cred că ar trebui să înțeleagă că a mai avut o astfel de situație. Experiența ar trebui să-l ajute să discearnă între o creștere economică serioasă, sănătoasă, reală, și o astfel de bulă care nu va duce decât la probleme ulterioare. România ar trebui să înțeleagă că, de exemplu, Germania, despre care ați vorbit mai devreme, a anunțat un excedent bugetar. Ei, acela e un criteriu care arată sănătatea unei economii. A arătat că exporturile depășesc de câteva ori importurile în cazul Germaniei. A arătat că puterea de cumpărare a germanului mediu a crescut. Ei, aceia sunt indicatorii la care ar trebui să ne raportăm. Nu la faptul că ne-a crescut economia de consum și avem o creștere de 7% în condițiile în care cumpărăm tot mai puține lucruri cu aceiași bani. Nu, dar pe bune, eu dacă mă duc la asociația de proprietari și îi spun alea de acolo, boss, am și o trecere, creștere cu 7%. Revenim la subiect. Primarul general Gabriela Firea primește vizita primarului interimar al municipiului Chișinău, Silvia Radu, la sediul primăriei municipiului București. Cei doi edili au semnat deja un acord de colaborare în domenii precum sănătate, educație și cultură. Mergem și noi acolo și ascultăm declarațiile. Cu această ocazie și spun bun venit din partea noastră a tuturor, doamnei primar Silvia Radu, primarul municipiului Chișinău. Așa cum spuneam, un proiect extrem de important pentru noi, ambițios, dar și de suflet, în anul centenar. Având în vedere că în anii anteriori s-au semnat protocoale cu municipiul Chișinău, dar care nu au fost puse în practică, astăzi, împreună cu doamna primar, Silvia Radu, am semnat un program concret de colaborare între cele două primării pe trei coordonate. Acestea sunt cultură, educație și sănătate. În ceea ce privește colaborarea culturală, Primăria Municipului București va sprijini Primăria Municipului Chișinău pentru înființarea unei linii de transport în comun culturale. În acest sens, Primăria Capitalei, prin votul Consiliului General, la următoarea ședință, va dona două autobuze urbane care vor realiza un traseu cultural stabilit de doamna primar al municipiului Chișinău. De asemenea, în ceea ce privește colaborarea culturală, ne referim și la un program de cooperare între Biblioteca Metropolitană din București și Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău, în urma căruia municipiul București va face o donație de carte către municipiul Chișinău prin Biblioteca noastră metropolitană. În ceea ce privește domeniul cultural, aș mai vrea să adaug încă un aspect.
se va derula un program frumos, un program deosebit, sensibil între cele două municipii și anume se va înființa Săptămâna Culturii de la Chișinău în București și Săptămâna Teatrelor din București la Chișinău, atât pentru copii, adolescenți, cât și pentru adulți. În ceea ce privește domeniul educației, prin Proedus, Primăria Municipiului București va oferi o serie de tabere pentru copiii olimpici din Chișinău, stabilit, bineînțeles, de către doamna primar cu Direcția de Educație de la Chișinău. Ne dorim să îi încurajăm, să îi stimulăm pe toți elevii din Chișinău, așa cum se întâmplă și cu elevii din București, astfel încât să îi răsplătim cu aceste tabere la mare și la munte și, de asemenea, participarea la cursuri de perfecționare, atât elevii cât și profesorii. În ceea ce privește domeniul sănătății, așa cum știți, Primăria Capitalei are la administrare 19 spitale și ne dorim ca în aceste spitale ale municipiului București, rezidenții de la Chișinău... Gabriela Firea și primarul din Chișinău au semnat un acord de colaborare. Până la urmă, în anul centenarului, nu este rău, ne apropiem mai mult de românii de peste Prut. Colaborare culturală, dar nu numai, și medicală și socială. Hai să revenim însă la bubele noastre. Vorbeam de creșterea economică raportată de autorități pe fondul ratei inflației, care a urcat la 4,3%, pe fondul scumpirilor. Și uite că mai am o veste să aduc înapoi cumva discuția. Analiștii economici, ăștia grei, finanțiștii lumea, anunță că în România cât de curând euro va ajunge la 4,7 lei. Pentru că nu se mai poate. Pentru că de ce oare? Da. Și într-o țară în care să ținem cont că angajații în domeniul privat sunt mai puțini decât cei din domeniul de stat, în situația în care mediul privat este responsabil de 80% din PIB-ul României, într-o țară în care acei angajați din domeniul privat au rămas cu aceleași salarii sau chiar mai mici în momentul ăsta și au de-a face cu această inflație de care se pare. Eu nu știu, eu cred că aici vorbim despre faptul că ne ducem de râpă și ne ducem rău de tot. Adrian Bența, consultant financiar cu noi prin telefon. Bun găsit, domnule Bența! Ziua, domnule Laurențiu! Domnul Bența, deschideți, vă rog, ușa casei, că a venit creșterea economică peste dumneavoastră și peste dumneavoastră. Anunță 7% INSE-ul comparativ cu anul precedent și că, băi, suntem cu bani mulți. Mai târziu, mai jos, cumva, în știre, spune însă că această creștere economică este una bolnăvicioasă pentru că este bazată pe consum. Rata inflației a sărit cu un punct, e la 4,3%, euro ajunge și el pe la 4,7%, spun analiștii financiari din lume, ăștia care se pricep, și deficitul comercial a ajuns la 120%. Acum hai să le spunem românilor, din punctul dumneavoastră de vedere al specialistului, este bunăstare sau nu este bunăstare? Pentru unii cetățeni ai noștri a fost anul trecut o bunăstare și poate continuă și acum. Nu ne aducem aminte că avem creșteri de salarii în mediul privat, mai mici, adevărat, și creșteri de salarii în sistemul public mult mai mari. Și atunci acele persoane poate duc mai bine cu bani. Și mai e o chestie, ne cam furăm singuri căci când vorbim de bani, pentru că Banca Națională a dublat masa monetară din ultimii 3 ani. S-a dublat masa monetară, prin urmare, banii ar fi în piață. Întrebarea reală este de minus 4,3%, ce putere de cumpărare mai are? Asta este întrebarea reală. Dacă eu aveam 1000 de lei în anul 2015, valorează la fel această 1000 de lei în anul 2017? Răspunsul este nu. Din păcate este nu. Iar dorința asta de a stimula creșterea și de a avea PIB-uri foarte mari bazate pe cifre de afaceri în care importăm bunuri și le vindem aici în România nu este deloc sănătoasă. Ar trebui guvernul ăsta să se gândească și la niște politici și de investiții, să stimuleze atât investițiile publice, dar și firmele private, ca să avem mai multe firme private. Programul Startup Nation a fost un eșec total. Domnul Bența, ce riscăm când dăm publicității o astfel de știre oarecum otrăvită, așa? Ce riscăm? Ca oamenii în continuare să fie stimulați să se arunce în consumul de bunuri
bunuri, să se îndatoreze, eu știu, la credite doar cu buletinul și așa mai departe, pentru că nu e așa, autoritățile le spun că duduie economia și că totul e previzibil și predictibil, nu? Predictibilă este și un capătul de criză. Nu știu dacă neapărat atât de mare ca cea din 2002-2010, însă suntem iarăși într-o bună din aceasta, într-o spirală de creșterea crizei. Da, într-adevăr, asta spun autoritățile. Noi avem creștere record, suntem tigrul Europei, dar nu este o creștere sănătoasă. Asta este de noi, cei de la care mai lucrăm în partea asta economică, le spunem, fiți în continuare prudenți. Nu vă aruncați cu cheltuieli care nu sunt inutile. Dacă vă duceți la bancă, urmăriți cu atenție comisioanele alea mici ascunse, cele scrise cu litere mici și luați-vă împrumutul doar pentru ceea ce vă este absolut necesar. Că nu se știe peste vă cât bani. Da. Domnul Bența, să vă rog să rămâneți cu noi pentru că vreau să discut cu dumneavoastră și împreună cu invitații mei din studio. Vorba cântecului lui Mărgineanu, Jana nu e moartă, Jara se transformă, 600 nu e moartă, 600 se transformă. Eugen Teodorovici, ministrul de finanțe, a anunțat ieri, ne-a zăpăcit, că domnule, 600 nu moare, el se transformă, celebrul formular, pentru că a descoperit domnia sa cu stupoare că mai sunt 5 formulare de acest timp și o să încerce o comasare, știi, e ca un banc, dar nu pot să-ți spun pe post. Și acum aș vrea să vă întreb, românii nu sunt încă clarificați, domnule Bența, cu ce facem cu 600, ne anunță o comasare, va apărea un formular unic pentru persoanele fizice, dar de asemenea ne spune domnul Teodorovici că trebuie să punem 600-le până pe 31 martie. Cum facem? Ce ați înțeles dumneavoastră? Deci, sistemul fiscal din România este bazat pe sute de declarații, nu pe 5, alea 5 cu soare la urechi. Ideea fundamentală este că trebuie să simplifici orice procedură, să nu pui cetățenii pe drum. Că îi faci un singur formular, bravo, foarte bine că îl faci. Însă mai există și un al doilea aspect. Acest formular este rodul codului fiscal. Nu l-a inventat ANAF-ul, degeaba dăm vina pe ANAF, că l-au publicat târziu, că nu l-a inventat. Deci este rodul actualelor obligații fiscale prevăzute în codul fiscal. Lumea este nemulțumită, pe de o parte că fac cozi pe la ANAF, dar al doilea este de ce plătesc. Și aici trebuie luată o decizie. Dom'le, plătesc toți sau nu plătesc? Se plătesc asigurările alea sociale datorate prin formularul 600 sau nu se plătesc? Și mai sunt unele categorii de persoane care chiar nu înțeleg de ce ar trebui să plătească asigurări sociale. Și atunci trebuie explicat foarte clar. Dragă domnilor, să dau un exemplu. Nu că aș avea ceva cu cineva, cu persoane. Vedem pe televiziuni că mari artiști emeriți ai poporului au pensii de mizerie. Ok. Cum au fost plătiți acești mari artiști emeriți? Pe drepturi de autor. Ok. Și atunci se pune problema. Dom'le, dacă vrei și tu o pensie mai mare, atunci când ai niște drepturi de autor, ar cam trebui să plătești și tu niște contribuții la sănătate și la pensie ca să beneficiezi de ele. Dacă nu, poți să pui acolo un X. Renunț să fiu asigurat în sistemul de sănătate, dar nici nu o să mai am vreodată pretenția, știi, că am o pensie mică. Și asta este situația. Banii aia din... Când vedem foarte multe persoane mai în vârstă care spune, dom'le, dar am plătit toată viața. Dragilor, s-au plătit asigurările alea care sunt. Dar începând cu anul 2001, bugetul asigurărilor pentru pensii este deficitar. Adică ăștia care trăiesc acum plătesc pentru actualele persoane care sunt la pensie. Și așa se va întâmpla și peste 20 de ani, 30 de ani când ies la pensie de cretei. Și atunci trebuie să spunem foarte clar oamenilor, dom'le, degeaba cereți pensii mari dacă cei care plătesc sunt puțini. Adică 5 milioane plătesc taxe, din care am văzut că sunt și colegii din sistemul public cu milion și ceva, iar țara asta are totuși 20 de milioane de persoane. Asta este tot. Da, deci nu e. Până la urmă, și până la urmă ce facem? Pentru că coroborate cele două știri, da? Una cu fiscalitatea și ce trebuie să plătească românii, că nu mai știu nici ei de zăpăciși ce sunt. După aceea cu creșterea economică de asta falsă, cu picioare de lupt și că suntem în pragul unei crize financiare, asta chiar nu ne prea ajută, nu știu cum să spun. Adică cel puțin eu, nu știu, invitații mei, dacă sunt acum foarte hotărâți să plătească de două ori asigurări de sănătate, dacă au și angajat și sunt și angajați și au și drepturi de autor, nici ei nu mai știu ce să facă cu 600.
ba îl ascultă pe Dragnea, ba pe Dăncilă, ba pe Teodorovici, nimeni nu mai spune nimic. Nu știu, e o zăpăceară totală. Ce facem, domnul Bența, ca să închei cu dumneavoastră și o să deci, comentăm? Hai ca să fie foarte clar, eu sunt pe FEA de 10 ani. Și am fost și salariat, am și dreptul de autor, mai știu câte o carte, dacă aveam chirie, puteam și sănătate. Partea bună din noul cod fiscal este că pentru aceste venituri extrasalariale pe care le am, nu mai plătesc pe fiecare sursă de venit sănătate. Și plătesc o singură dată. Dar eu nu mă aștept ca cineva să dea scutire și la asigurările astea care le plătesc, pentru că din 10 ani toată lumea m-a jocmănit. Prin urmare, mă aștept în continuare să plătesc acele asigurări de sănătate. Recomand celor care ne aud să aștepte să vedem publicarea în monitorul oficial a formularului, o să înțelegem despre ce e vorba. Dacă nu mă aștept să se reducă contribuțiile, că așa e în viață, bugetul e deficitar, și mă aștept ca să fie ceva mai simplu. Cred în ce a spus domnul Teodorovici, pentru că a fost om de cuvânt. În momentul în care a spus că vine și corectează treaba aia cu IT-ul, a corectat-o. A ieșit o gogolă aia și aici, că aia care au salarii mai mari decât în decembrie plătesc mai multe contribuții. Ideea este că mai corectat. Bă, dar stați puțin, ia stați că m-am enervat. Dar de ce IT-ul, domnule, să fie privilegiat? Eu n-am înțeles chestia asta. De ce IT-ul trebuie să fie privilegiat în România? Că mulți lucrează tot pentru companii străine. De ce IT-ul? De ce nu agricultorul care merge și el două ore la muncă? De ce nu femeia de serviciu de la mine, de la bloc, care trebuie să aducă bani de acasă să plătească contribuțiile sociale? De ce nu ziariștii până la urmă? De ce IT-ul, boss? De ce? Pentru că IT-ul aduce mai mulți bani, iar aia care aduc mai mulți bani decât toată agricultura și restul la un loc, trebuie să aibă mai multe avantaje, da? Pentru că îți pleacă și ăștia din țară, îți pleacă și ăștia din țară și rămâi cu vârta goală. Asta este. Deci nu că vrem IT-ul. Până la urmă, cine produce în economie? IT-ul produce mai mult decât agricultura și turismul. Asta e realitatea. Ne place, nu ne place. Eu nu sunt IT. Dar produce în economia din România, că asta mă interesează pe mine. Asta produce. Păi 6% din PIB este adus înapoi în România de IT. 6% din PIB? Da. Deci trebuie să-mi fac mea culpa să zic IT-știlor, dragilor, gata, nu, voi fără taxe până nimic, dacă se poate. Deci 300.000 de oameni aduc mai mult plus valoare decât 700.000 de oameni, milioane chiar. Da, bine, domnul Bența, mulțumesc frumos. Domnilor, deci iarăși am zăpăcit, e un ghiveș de la, dar nu i-am pus nici sare, nici piper. Și ce am observat eu? În toate deciziile Curții Constituționale, e criticat legiuitorul pentru faptul că nu sunt normele juridice predictibile. Ei, păi dacă nu sunt cele normale din dreptul penal predictibile, în dreptul fiscal este o harababură totală. E adevărat, formularul 600 este rodul exclusiv al noului cod fiscal. Însă să vedeți ce se întâmplă când ar apărea formularul sau când ar apărea niște norme metodologice care să ne explice. De regulă, normele contrazic codul, schimbă în tot și se creează o harababură. Nimeni nu mai înțelege ce și cum trebuie să plătească. Iar acel principiu statornic, zic eu, al dublei impozitări a trebuit să fie totuși aplicat. Avem cel puțin 5 exemple în codul fiscal și în situațiile practice în care nu este respectat. Este un haos legislativ generat doar de anumite nevoi bugetare. Să știți, în momentul în care apare o nevoie bugetară, aici apare și o măsură de acest gen. Aici este, de fapt, a spus punctul pe ei. În loc să combată evaziunea fiscală, guvernul Dăncilă trece nevoia disperată de venituri în seama noastră a contribuabililor onești. Deci în loc să obțină veniturile de acolo de unde se fură și trebuie obținută de acolo, pleacă și banii negri către mafia politică, da? Transferă această sarcină pe noi, punându-ne noi sarcini, punându-ne să plătim în avans, da? Punându-ne să ne estimăm veniturile pe anul acesta ca și cum le-am obține cumva sigur prezervăm cel puțin la nivelul de anul de partid sau mare parte din pușculița de partid, pentru că sunt oameni în România care o duc ca pe roze. Fac evaziune fiscală, nu plătesc niciun leu la stat. Sunt liste cu companii care se află cumva într-o apropiere așa de cercuri politice. Păi ăștia nu-i deranjează nimeni. Absolut nimeni. Nu-i întreabă nimeni nimic. Sunt firme în România care au trecut și de insolvență și de mama insolvenței și sunt bine mersi și fac afaceri pe piață. Pentru că ce? Probabil trebuie să fie acolo în siajul oamenilor politici, da? Iar noi ăștia, contribuabilii cinstiți și de la privat, dar și de la stat, că și de la aia iau bani, noi trebuie să susținem această stare de lucru, nu să-și tragă băieții niște bani. 3 săptămâni de controle la legume, fructe, în Ilfov, ar scoate mai mulți bani decât s-a scoate prin formularul 600. Da, dar nu putem că deranjăm. Dar s-a scat veniturile. Da, aici nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, pentru că reprezint câteva societăți din zonă. Da, da. Așa, și? Și? Din câte știu eu, și cam cât e evaziunea fiscală în general?
puțin. La legume, fructe, că domn ministru nu, cât se plătește domn ministru Daia zice, boss, deci merge agricultura României că... maxim. Și am importat, atenție, am importat într-un an în care, și Dragnea număra roșiile la conferințele da, de eu presă, am importat, doamne, nu știu cum să zic, milioane de kilograme de roșii, oameni buni, da? Le-am luat de prin Polonia, de prin Bulgaria, bașca alea care veneau la Negreanu din Bulgaria și Turcia. Să știți că ANAF-ul a totuși adoptat niște măsuri. De exemplu, la unul dintre clienții mei, care este un importator, din câte știu, cel mai mare, de fructe și legume, există punct fix al ANAF-ului. Adică se controlează absolut toate tirurile care intră în curte, da? Pentru a se verifica proveniența mărilor. Unde, domnul? A stat acolo cu ei? A stat cu ei acolo? Evaziunea fiscală este spor național. Dar acum o să mergem la un caz extrem de interesant. Pe 5 februarie, din nefericire, la Spitalul Universitar din București, a fost un incendiu minor, spun cei de la Spitalul Universitar din București. Ei, și acum, dragilor, apare iepurașul de sub pălărie, ca într-un film cu magicieni. Ei bine, incendiul acela minor a produs niște pagube interesante, pentru că Spitalul Universitar avea o investiție cam de 1 milion de euro, cu un angiograf de mare angajament și mare performanță. Ei, în momentul de față, acest angiograf nu mai funcționează, culmea, din cauza acelui incendiu. Problema, în felul următor, se poate pune aici. Conducerea spitalului a mințit că sunt pagube minore ca să ascundă ce? Nu știu. Cătălin Antohi. Da, am primit această informație și am încercat să o verific aseară personal cu doamna manager. A refuzat să o comenteze. În urma acelui incendiu produs la acumulatorul de la angiograf, s-au produs defecțiuni majore angiografului. Angiograful este cel mai scump aparat, poate, dintre echipamentele dintr-un spital. Valorează circa 1 milion de euro. Ei bine, deși au fost repetate cereri către managementul spitalului, către conducere, domnule, schimbați-ne acumulatorul, că este aproape sau aproape a depășit perioada normată de funcționare, nu s-a dat curs cererii. Ca atare, la un moment dat, acest acumulator, care valorează doar circa 10.000 de euro, a luat foc, s-a produs fum, s-a produs mizerie, sala angiografului a fost afectată și este organizată ca sală de operații. În momentul de față, nu se mai face niciun fel de analiză acolo, ci la un altul mai puțin performant. Și ce este cel mai important și cel mai scandalos, am cerut astăzi și oficial acest lucru, informațiile mele sunt bune din ce știu eu, nu este contract de mentenanță și nu a fost asigurat, ci că din lipsă de bani. Bun, noi am sunat acolo și am vorbit cu purtătorul de cuvânt, care la rândul va vorbi cu managerul spitalului și așteptăm un răspuns. Exact, probabil, informațiile mele din interior... Să facem exact între ei toată această discuție, exact. dincolo de faptul că, mă rog, e bine să ascult și cealaltă parte. Suntem într-o zi în care, teoretic, în această după-amiază avem un comitet executiv al PSD, în care, mă rog, secretarii de stat de această dată vor fi analizați, dragi invitații. Întrebarea mea este următoarea. Credeți că vom avea schimbări esențiale în structura guvernului și de conducere? Pentru că, vă spun, pentru că se vorbește de foarte mult timp că, până la urmă, în ministere, secretarii de stat sunt fac totul. Andrei Necea. Așa este. Secretarii de stat sunt cei care exercită cu adevărat atribuțiile de conducere. Miniștrii vin, pleacă de cel mai multe ori. Sunt oameni politici care nici nu au legătură cu domeniul respectiv, deci nu ar avea cum să influențeze un minister de resort. Eu cred că vor fi anumite schimbări, pentru că trebuie să existe și există polițe de plătit, dar și recompense pentru persoanele care au fost alături conducerii PSD în momentele de grea încercare, atunci când n-au reușit să schimbe guvernele. De asemenea, sunt și oameni care trebuie să plătească pentru faptul că nu au fost alături conducerii. Și atunci nu se face altceva decât o fidelizare a palierilor 2 și 3 din ministere, pentru că doar așa se poate exercita un control real. Și dacă ne uităm în ansamblul măsurilor legislative propuse de guvernarea PSD, vom constata că această dorință de a controla este omniprezentă în absolut toate actele normative pe care încearcă să le emită. De aceea cred că și aici vom asista la anumite modificări din acele două considerente pe care vi le-am expus anterior. Da, vorbim de eșalonul 2 aici, Cătălin Antohe. Dragnea îi va îndepărta pe cei aduși probabil de Tudose și va da probabil stipendii baronilor care l-au ajutat în,
în debarcarea lui Tudose? Experiența de până acum arată că, într-adevăr, cei fideli sunt recompensați, cei mai puțin fideli sunt înlăturați. Ce este foarte grav este că, într-adevăr, secretarii de stat ar trebui să fie cei mai importanți oameni în minister. Ei ar trebui să fie adevărații specialiști. Dacă și la acest nivel al secretarilor de stat și uneori și la nivelul de director de direcții, da? Se ajunge să facem numiri politice, sinecuri, oameni care habar n-au de domeniu, avem probleme din ce în ce mai mari. Deci problema este exact ca un cancer care în momentul de față produce metastaze. Asta se întâmplă în ministerele din acest cabinet. Bun. După publicitate o să discutăm, o să mergem la o poveste de justiție care o să vă facă să zâmbiți. Pentru că în România s-a înregistrat o premieră în ceea ce privește justiția. Doi evazioniști din România nu au fost condamnați la închisoare, ci au fost condamnați la o încercare. Ei vor trebui să demonstreze după un timp că știu să silabisească. Cum se întâmplă acest lucru, vedeți după publicitate. Revenim. Să zâmbim dacă putem. E un caz pe care eu nu l-am mai întâlnit, probabil nu sunt eu la curent, cine știe, în justiția din România. Doi evazioniști, Stănescu Maria și Stănescu Dragoș, de prin Iași, din Romă, evident, pe această cale. Ce au avut ei? Un SRL. Păi normal că aveau un SRL care se numea Drăguțul Occidental SRL. Ei, acest Drăguțul Occidental SRL, scris corect, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape jumătate de milion de lei. I-au prins pe cei doi evazioniști, respectiv pe doamna Stănescu și pe domnul Stănescu. Bun, și hai să-i judecăm. Ce au luat așa? Dragoș Stănescu, 3 ani de închisoare cu suspendare. Maria Stănescu, 3 ani de închisoare cu suspendare. Evident, pentru evaziune fiscală în formă continuată, despre ce vorbim. Ei, și ce a zis prea frumoasa instanță? În temeiul dispozițiilor articolului 86, indice 3, aliniatul 3, cod penal, din 1969, atenție, le impune inculpaților Stănescu Maria și Stănescu Dragoș obligația de a urma un curs de învățământ primar de minim 4 clase. Supravegherea îndeplinirii măsurilor și obligații stabilite se realizează de către Serviciul de Probațiune Iași. Cu alte cuvinte, ăștia au furluat de la bugetul statului jumate de milion de lei, banii, ioc, că n-avem că să mănâncă și burta la copiii mei, așa, dar ce au zis judecătorii? Bă, vă dăm cu suspendare, că sunteți de-ai noștri din Tătăra și aveți Drăguțul Occidental SRL, cu fer, povestea cu ferul. Sau haur. Dom'le, dar obligatoriu trebuie să mergeți să faceți clasa a întâia, a doua, a treia și a patra. Cum e posibil așa ceva, domnule Nece? Sunt foarte multe situații în justiție care nu pot fi explicate prin prisma unei abordări logice, desigur. Nu înțeleg cum se poate ajunge la astfel de soluție, pentru că eu nu cred că aceste persoane duc lipsă atât de mult de cele patru clase. Iată, au reușit să faci totuși evaziune fiscală. Nu le-a lipsit. Da. Să faci totuși evaziune fiscală în formă continuată presupune că ai anumite cunoștințe în domeniu. Da. Dacă înțelegi puțin mecanismele de funcționare unei societăți comerciale și pe care de consecință, caligrafia nu știu cât de mult ți-ar schimba abordarea asupra vieții sau asupra business-ului. Sigur că și bastonașele au rolul lor în educația oricărei persoane. Dar în această situație, nu cred că măsura oportună era să-i trimită la școală. Nu mă înțeleg de ce. Ați mai auzit de așa ceva? Adică se ridică judecătorul așa și zice, mă rog, în motivarea, nu se mai ridică așa. Stănescu Dragoș și Stănescu Maria marș la școală. Deci, când începe anul școlar, vă duceți voi la școală și începeți cu bastonașe, cu căciulițe, cu nu știu ce, că dacă n-ați făcut patru clase primare, ce se uitați întâmplă? De ce? Păi ce se întâmplă? Nu se va întâmpla nimic. Păi nu, dar e obligatoriu. Obligatoriu, dar în cât timp e obligatoriu? Trebuia să stabilească un termen în care să facă școala, da? Dacă au 3 ani cu suspendare, au vreo 4 ani de zi. De încercare. De încercare. Și atunci, da, în ăștia 4 ani... Dar s-o vezi, adică să-i vezi pe amândoi soț și soție de la Drăguțul Occidental SRL, mergând la școală. Doamna profesoară, doamna învățătoare, am venit să învățăm să socotește. Mi se părea mai să învățăm să socotește. Mai de bun simț mi se părea să le interzică să mai desfășoare vreo activitate economică în domeniu.
Pentru că nu văd nicio problemă să-și înființeze vreo altă firmă. Mă, da, acum pe bune, dar... E o problemă cu obținerea codului de TVA. Cum să condamn pe cineva la alfabetizare? Eu chiar nu înțeleg chestia asta. Dar oamenii au și demnitatea lor. Adică e, la ei alfabetizarea nu concordă cu țelul lor în viață. Poate că ei au motivat în timpul procesului că neștiind să citească, nu au înțeles legea, nu au înțeles ce semnează și atunci îi responsabilizează un pic. Da. E o problemă. Da. Avem un principiu care spune că nimănui nu este permis să invoce necunoașterea legii. Turpitudinea, dar toată, da. Dar, pe de altă parte, legile sunt în formă scrisă. Nu există variante auditive. Da? Nu există CD-uri pe care să le pui gen povești și să le asculti seara să-ți povestească legile. Sigur că faptul că sunt analfabeți i-a împiedicat să cunoască legile, dar, iată, nu i-a împiedicat să desfășoare activități economice. Ori această evaziune fiscală, să știți că se poate realiza atât prin omisiunea înregistrării unor documente contabile, dar sunt de foarte multe ori și situații în care sunt rambursări ilegale de TVA, de exemplu. Da, da, da. Asta presupune totuși o anumită formă de alfabetizare. Presupune că au știut să păcălească legea, au știut să nu o aplice, iar evaziunea este în formă continuată, ceea ce arată și intenție, da? Și rezultat. Deci avem aici o mare problemă. Bun, dar apropo de asta, că tot vreau să întreb de foarte mult timp și am un jurnalist de investigații care face anchete pe niște lucruri flagrante până la urmă, care se termină cu hotărâri judecătorești stupefiante. Și este și un avocat aici în studio. Am și o întrebare. Teoretic, când intri în malaxorul justiției, domnule Necea, Cătălin Antohe, te poți aștepta la orice, nu? Adică practic, ce șanse ai la cum judecă judecătorii din România? Știți că totuși, aș vrea subliniez că avem cazuri izolate și să știți că avem astfel de cazuri izolate în cam toate țările europene, cel puțin. Există erori judiciare și există astfel de cazuri. Nu cred că ar trebui să generalizăm. Să știți că avem totuși și un aparat format din judecători de bună calitate. Avem foarte multe soluții care sunt în regulă, care corespund probatorilor din dosare și așa mai departe. Avem într-adevăr și situații anormale care pot genera o lipsă de încredere. Care sunt mai multe decât în alte țări. Aceste situații anormale și mai ales la judecătorii din țară, din teritoriul, la judecătorii apar nenumărate astfel de perle. Cred că la fiecare instanță, la judecătorie din țară, undeva mai la oraș mai mic, găsim cel puțin câteva astfel de exemple, precum cel pe care l-a... Pentru că acolo și pregătirea profesională continuă, sigur că nu poate să fie la un nivelul unui municipiu unde există un volum foarte mare dosare și implicit o specializare a judecătorului. În momentul în care tu nu faci ABC-ul, nu stabilești cadrul procesual, nu stabilești cine are calitatea procesuală pasivă și transferi terenuri pe actele... Domnilor, iertați-mă, dar și oamenii din orașul mic unde există judecătorie și unde spunem că judecătorii sunt mai puțin pregătiți sau mai puțin atenți. Sunt niște oameni care au viețile lor și care pot fi distruse. Și asta este întrebarea generică. Ce șanse au oamenii când intră în malaxorul justiției? Ruleta rusească și butoiașul cam de 6 gloanțe de fapt are doar 2 lipse și 4 pline. Despre ce vorbim? Păi asta vreau să vă întreb. Da, să știți că într-adevăr faptul că au mai fi fost prezentate publică toate aceste dosare. Și eu ca avocat, făcând zilnic această meserie, nu pot decât să spun că, într-adevăr, în momentul în care a intrat în malaxorul justiției, și mă refer mai degrabă la malaxorul justiției penale, pentru că este ceva mai de interes public, în momentul în care intri în malaxor, se poate întâmpla orice. Am văzut, într-adevăr, foarte multe dosare, oameni condamnați pe probatorii inexistente sau confuzii foarte grave sau, iacătă, prescripții după foarte, foarte mult timp descoperite. Sunt extrem de multe anomalii. Și într-adevăr, nu există o certitudine. Niciun avocat nu-ți poate garanta că în momentul în care ești acuzat într-un dosar penal, vei scăpa. Da, pentru că intervin foarte, foarte multe elemente imprevizibile, din afara cadrelor procesuale. Eu v-am spus, știu cazul unui cetățean din Cheia, care a făcut pușcărie pentru că nu a respectat o decizie civilă de primă instanță, deși, la data la care a fost condamnat penal, avea decizia instanței superioare care îi dădea dreptate. Pentru că nu a pus în aplicare hotărârea primei instanțe, care îl lăsa fără casă și a refuzat, a fost condamnat penal și a făcut o perioadă pușcărie, deși el avea deja o decizie a instanței superioare. Deci avem astfel de anomalii care sunt foarte grave. Cum tot în acea zonă de care vă spuneam, avem un judecător care, deși prins cu mită, a fost doar amendat de către DNA, pentru că fapta nu prezintă pericol social, și astăzi este președintele judecătoriei. Avem o grămadă de astfel de anomalii în justiție.
Asta înseamnă, nu înseamnă, bineînțeles, că întreaga justiție este așa. Sigur. Dar astfel de cazuri trebuie reglementate. Trebuie să știți că măsurile pe care le tot propun guvernele, asta și spuneam și am spus și în emisiunile anterioare, niciodată nu vizează tocmai aceste aspecte. Nu vizează îmbunătățirea actului de justiție prin reglementarea problemelor care există în spate, în aparatul magistraților. Niciodată. Mereu se propun ba grațieri, ba cu chestiuni care nu au niciun fel de legătură cu, repet, calitatea actului de justiție. Niciun fel de legătură. Avem un aparat, de exemplu, în București, la nivel de București, avem un aparat format din judecători care sunt evident insuficienți. Am intrat personal la Tribunalul București, la secția de insolvențe, unde erau 343 de dosare în ședință. Niciodată un judecător nu va putea să... Dar va citi el vreodată? Nu are cum fizic, nu are cum. Erau 90% erau amânări fără discuții. Bun, și ce facem? Păi ar trebui să existe mai mulți judecători care să aibă un număr mai mic de dosare, dar și o răspundere pentru ce se întâmplă. Bun. Tocmai de aceea se perpetuează aceste abuzuri, pentru că nimeni nu răspunde. Apropo de sentințe și de încurcatele scăile domnului și a fetițiile legate la ochi cu balanța în mână, nu a apărut o știre conform căreia, de exemplu, Liviu Dragnea ar putea scăpa sau relua de la zero dosarul în care a fost condamnat cu suspendare. De ce, domnule avocat și Cătălin Antoche? Tocmai pentru faptul că judecătorii care au scris, mă rog, sentința, redactat sentința, nu sunt aceiași care au judecat prea frumosul proces. Adică, uite, lupul nu e lupul și, cu alte cuvinte, hai să reluăm procesul. Prin urmare, pe cale de consecință, dar nu are liber să fie și premier pe această cale. Dacă această cale de extraordinară de atac va avea succes, dar domnul avocat... Dar nu cred că este extraordinară să poate întoarce procesul pe o speță de asta. Că dacă zice Curtea Constituțională, hop, ce se întâmplă? Nu e vorba de situația în care se demonstrează în fața instanțelor că judecătorii fondului sau judecătorii care au soluționat cauza în apel nu au semnat hotărâș judecătorească, ci alții care nu au participat la dezbateri, atunci, într-adevăr, soluția corectă și justă este rejudecarea acelui proces. Dar printr-o cale extraordinară de atac, deoarece este irevocabilă. Și dumneavoastră puteți confirma că este foarte mic procentajul de căi extraordinare de atac încheiate cu succes. Extrem de mic. Dar exact. Să știți că în astfel de situație... Dar la urmă și pe mine, cum poate, de exemplu, că au fost audieri, s-au studiat dosare, da? Un complet de judecători a stat pe tot parcursul unui proces și ce a făcut? S-a uitat la probe, X, Y, Z. Eu chiar mă interesează dacă e vinovat sau nu e vinovat, Dragnea. Eu spun de cazul în sine, da? Și după aceea ce-ți vine? Decizia și motivarea deciziei este semnată de niște judecători care au fost probabil în Caraibe, în concediu, pe timpul procesului. Zic și eu, așa. Păi cum se poate așa ceva, ca să înțeleg și eu? În mod normal, aici problema stă evident la judecători. Eu din ce am înțeles în acest dosar, chiar președinta completului a fost avansată sau a plecat, de câte știu, chiar la Curtea Constituțională. Pentru că s-a soluționat acest dosar în alta curte. Dar există obligația tuturor judecătorilor că atunci când părăsesc un post de la o anumită instanță, prin avansare, chiar dacă ies din magistratură, trebuie să soluționeze, să semneze, să soluționeze cauzele privința cărora au rămas în pronunțare. Este obligația lor. Nu poți să pleci. Da. Nu cred că este doar în sfera unei neglijențe, pentru că, pe de altă parte, orice fel de persoană cu studii minime sau cu o minimă experiență practică în domeniul dreptului penal, vă va spune același lucru. Important că dacă nu semnează, îi dai motiv să câștige într-o cale extraordinară de atac și să obțină rejudecarea. Important e dacă a pronunțat hotărârea și apoi n-a redactat. Pe asta s-a întâmplat. Păi așa s-a întâmplat. Deci e o problemă individuală. Dar sunt Giorzan cu știrile B1 TV. Mulțumesc invitațiilor pentru prezență. Ne revedem la 16, dragilor. Bine că nu plouă sau ninge. Toate bune.